Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Ups, sunt Tarotela cu o nouă etalare. Nu mai întrerup acum nimic, continuăm, chiar dacă s-a mișcat un pic și ce dacă. S-a mișcat, se mișcă lucrurile, se mișcă energiile. Shift energy, dragii mei, shift energy, că tot se manifestă portalul energetic. Da. Dragii mei, haideți să vorbim. Ce simt față de voi versus față cealaltă persoană? E, chestia asta o să o tai când termin etalarea. Deci, ce simt față de voi și ce simt față de cealaltă persoană? Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Am vrut culori, nu știu, culori care reprezintă tipologii de dragoste. Aici este un conuleț, îl vedeți? Ia. Hai că astăzi îmi schimb și manicura că mi-am rupt unghiile. Un conuleț de brad argintiu. Nu e bradul argintiu, conulețul e vopsit cu alb și are așa sclipiri. Nu, e frumușel. Nu știu dacă sclipește, dar în realitate sclipește. Acest acvamarin, da? Și steluța pe care ați mai văzut-o, pe toate le-ați mai văzut și steluța. Da? Deci aveți de ales între 1, 2 și 3. Eu îmi pun aceste semne deoparte și haideți să vorbim despre numărul 1. Ce simte față de voi versus? În comparație, asta înseamnă versus pentru unii dintre voi, da? Versus cealaltă persoană. Hai să vedem. Aici sunt cărțile, le amestec în spate că n-am cum. Ok. Ce simt față de voi? Numărul 1. Cei care ați ales numărul 1. Ce simt față de voi? O dată, de două ori și de trei ori și de în cărțile. Așa este uneori mai bine. Ce simt față de voi? 4 de spirale, 7 de cupe și 6 de spade. Simt nevoia să mai. Cum să fac? Iau din setul de cărți încă o carte pentru 6 de spade. Oh. Mai dăm o clarificare. Aici este interesant. Ok. Ce simt față de voi? Acești oameni drăgălași, sper că sunt drăgălași, nu? Că nu întâmplător ați ales acest con de brad argintiu. În primul și în primul rând simt că sunteți flăcări gemene. Patru de spirale, știți, sau de foc, în general, reprezintă flăcările gemene. Sau suflete perechi care au avut case împreună, relații profunde de-a lungul vieților anterioare. Simt acest lucru. Simt nevoia să fiți într-o relație stabilă, să vă creați eventual căsuța voastră. Căsuța voastră poate să fie reală, casă, da? Să stați împreună, să fie o relație sau pur și simplu să fie un soi de stabilitate emoțională în care nu vă concentrați doar pe stabilitate, dar și pe pasiune și pe emoții, pentru că este altfel decât patru de monede, evident. Da, patru de spirale, frumos. Asta simt. Simt că se simt ca acasă lângă voi. Se simt ca acasă. Este un sentiment de familiaritate. Cozy feeling. Da, așa am simțit-o. V-am zis uneori mai bine și în engleză. Cozy feeling. Da. Sunteți ca o pernuță, în sensul măi, care oferi senzația aceea de căldură, de confort. Asta simt. Chiar dacă n-ați fost niciodată împreună, este un sentiment. Este, chiar dacă sunt băte, chiar dacă sunt spirale aici, este un sentiment de confort. Șapte de cupe. Visează. Țes. Vise. În legătură cu acest confort, cu momentul când veți fi împreună, că veți fi sau nu veți fi vreodată, ei visează în continuare la acest lucru. Și se pare că au visat și au tot visat cu spânzuratul care reprezintă casa a 12-a, necunoscutului, a peștilor și a viselor, cu luna care reprezintă emoții, iar emoții, lucruri necunoscute, subconștient, iar casa a 4-a, a vieților anterioare.
Of, dar au nevoie. În această lume emoțională și în stagnarea în care ați fost, pentru că se pare că nu s-au mișcat prea mult lucrurile cu spânzuratul, spânzuratul logic, prin cuvântul pe care l-au ales când au creat acest tarot, reprezintă un personaj care este legat. Da? Acum nu vorbesc de personaj, vorbesc de relații și de acțiuni. Lucrurile nu s-au dezlegat, lucrurile nu s-au mișcat în direcția pe care acest personaj și l-ar fi dorit și eventual poate și voi vi l-ați fi dorit, da? 4 de foc și 7 de cupe. A visat, visează în continuare, dar cartea a venit în continuare, 6 de spade. Ideea este să lase o mentalitate pasivă, așa simt, în urmă și să treacă la acțiune, pentru că ai aceste două cărți care au clarificat șasele de spade, care înseamnă detașare mentală de această tendință de a sta în vise, de a nu acționa, pentru că se simte, uitați, legați, încârligați de eu știu ce situații, n-au curaj eventual. Da, aici este. Simt nevoia uneori ori să se detașeze aceste vise și să intre în realitate, ori să vină spre voi. Sunt două variante, ori una, ori alta. Hai să vedem ce simt față de cealaltă persoană. Odată. Numărul 1. Cei care ați ales numărul 1. Hai să vedem ce simt față de cealaltă persoană. Deci, odată, de două ori, de trei ori și tăiem. Da? Că așa este, mai. Nu știu, convenabil pentru mine așa simt, de trei ori, da? Ce simt față de cealaltă persoană? Care? Nu trebuie să fie, uite, 10 de monede. Nu trebuie să fie un sai. Pentru unii poate să fie un personaj în familie. Clarificăm 10 de monede, te rog frumos. Ah, stai. Eram aproape sigură. Clarificăm, te rog frumos, și valetul de cupe. Eram, da. Deci, ce simt față de cealaltă persoană? Uf, imediat vă zic. Deci, a apărut 10 de monede, trebuie să spun cărțile. Cine are ceva de comentat, să-și păstreze comentariile, pentru că trebuie să spunem cărțile. 10 de monede, cavalerul de monede și valetul de cupe. 10 de monede clarificat de 10 de bâte și valetul de cupe clarificat de justiție. Ce simt față de cealaltă persoană? Posibil cealaltă persoană să fie membru al familiei. Sau să reprezinte un personaj cu care au încercat să construiască pe termen lung ceva, cavalerul de monede, dar lucrurile au mers foarte încet. Cavalerul de monede merge foarte încet. Își dorește stabilitate, dar, după cum vedeți, prea puține emoții, valetul de cupe. Foarte puțin în comparație cu ce simt față de voi. Și nici prea multă pasiune și nici senzația de confort nu există, chiar dacă au așa zisă stabilitate sau au avut prin 10 de monede, care reprezintă o casă, genealogia, o construcție financiară tradițională, da? O fi fost o relație, dar neobligatoriu, poate nu este o relație, poate cealaltă persoană este o persoană, de ce simt, așa zic, susținută de familia lor, probabil a fost prezentată de familie pentru unii, posibil, da? La un moment dat și ce a zis familia, dacă e de acord cu acest personaj, hai să stăm împreună și să construim ceva, ce am văzut noi la părinți, da? Și ce faci? Fac doi oameni, da? Construiesc o chestie împreună. Dar nu e pasiune, nu sunt emoții, decât bani și tradiții. Asta simt față de cealaltă persoană. Posibil să fie și căsătoriți. Avem cel puțin trei cărți care reprezintă căsătorie. Dar căsătoria asta este epuizantă. Pentru mine 10 de bâte înseamnă reprezintă un om care muncește să facă bani în casă, să creeze stabilitate, să construiască ceva și posibil doar unul construiește sau chiar dacă construiesc amândoi și amândoi se implică financiar. Deja
S-a consumat, e prea mult, sunt prea multe responsabilități aici. Și 10 și 10 înseamnă încheiere de ciclu, da? Așadar, se gândesc să cam pună capăt, într-un fel sau altul, acestei relații, acestui ciclu, acestui stil de viață, da? În care, posibil, cu justiția și valetul de cupe, au stat doar pentru un copil, posibil, sau alte personaje, dacă n-au copii, își doresc, cu justiția, își doresc să se separe de acest personaj. 10 deja de 2 ori reprezintă încheiere de ciclu și justiția susține această separare pentru că sunt prea puține emoții, valetul de cupe. Prea puține, eventual reprezintă o imaturitate emoțională. Posibil să reprezinte pentru unii o imaturitate a lor emoțională în această relație, care o fi fost cândva construită, pentru că e destul de vechișoară cu 10, da? Destul de vechișoară. Și repet, chiar dacă nu au o relație și au diferite personaje, da, pe termen scurt, acele personaje pe termen scurt care apar în viața lor, oarecum, se manifestă din cauza că acasă, la ei, au avut de experimentat niște situații. Ori au văzut acasă că părinții stau împreună, dar mai aveau pe altcineva. Da, sunt chestiuni. Sau s-au simțit abandonați acasă pentru că părinții munceau pentru bani și ei s-au rămas singuri și atunci își caută, da, și-au căutat sau își caută în continuare validare pe termen scurt. Însă lucrurile se separă, după cum vedeți, cu justiția. Se separă. Pe de altă parte, mai simt că această justiție și valetul de cupe ar putea să reprezintă o energie care vine în această relație și care ar reprezenta dorința de a face dreptate, de a vă face eventual vouă dreptate, de a împărtăși, da? De a împărtăși emoțiile față de voi, da? Și să clarifice o situație. La capătul setului de cărți, aici au steaua. Ia uite, interesant, am zis eu că vor să vină spre voi 6 de spade pe care le regăsim la voi, vor să vină spre voi și să ofere regele de cupe, toate emoțiile care sunt aici, se regăsesc și în viața pe care, pentru că știți de ce se regăsesc, regele de cupe și steaua. Deci vor să vină spre voi, am zis bine. Între timp vă spionează chiar dacă sunt în această relație. Chiar dacă sunt în această relație. Posibil a fost o relație bazată poate doar pe fizic sau doar pe bani, dar nu a fost bazată pe acel sentiment de confort și de emoție. Am zis, vor să vină înspre voi 6 de spade, regele de cupe și steaua, să se vindece, pentru că simt că alături de voi se vindecă, voi le arătați calea. Voi nu oferiți doar o cupă, voi oferiți un ocean întreg de emoții la capătul setului de cărți față de voi. Da, aici este. Se simt magicianul și 10 de spade, iar alți 10 simt că n-au putut să manifeste ce și-ar fi dorit cu voi, ce am spus de la început, n-au putut să manifeste și se simt trădați. Simt că s-au trădat, că v-au trădat într-un fel sau altul din cauza tăcerii, eremitul. Tăcerea reprezentând stagnarea, lipsa de acțiune și de implicare, cum s-a manifestat, de fapt, în partea cealaltă. S-au implicat mai mult în partea cealaltă și am zis, posibil, ori din cauza unei imaturități, ori din cauza că așa au învățat în familie și au fost susținuți, ori posibil cineva are un copil și pentru un copil e obligată să muncească. Am spus, în relație cu voi au acest sentiment de trădare pentru că se simt vinovați, mai bine zis. Vinovați că nu au putut să manifeste acest 4 de foc, această casă plăcută pe care au simțit-o întotdeauna când s-au gândit sau o simt când se gândesc la voi și când vă văd. Ce mai apare? Mai apare puterea. S-au luptat, se luptă în continuare cu ei să crească, să se întărească, eventual să transforme situația pentru că aveți acest potențial.
Hai să vedem ce simt din punct de vedere erotic față de voi. Poate vor să sară cărțile. Interesant. 7 de bâte. 8 de bâte invers. Încă o carte. Ce simt față de voi? Din punct de vedere erotic, numărul 1. Hai să vedem. Arată. Încă asta, asta. Ah, ce frumos e. Știam că e frumos. Știam eu că e frumos, că n-are cum să nu fie frumos. N-are cum să nu fie frumos, dragii mei. Pentru că știu că e frumos. Deci, 7 de bâte. Da. Și la capătul setului de cărți, dragii mei. Marea preoteasă și 9 de cupe. Deci, țin în secret emoțiile imense, intense, explozive. Da, dorința de a o lua de la zero cu voi, pentru că voi le umpleți sufletul de bucurie, cu voi pot să fie vulnerabil, când vorbiți steaua, da? Cu voi se vindecă, dar țin în secret. În continuare, sunteți un mister pentru ei cu luna, spânzuratul. Îi provocați să vadă lucrurile din altă perspectivă, nu acea în care s-au obișnuit. Din punct de vedere, erotic, glumesc. 7 de bâte își doresc să vă cucerească, să nu doar să vă dezbrace, să fie vulnerabil, să renunțe la acele blocaje. Blocaje reprezentând și haine, și atitudini, și tradiții, și mental, un mental negativ, cum ați spus mai devreme, pe care trebuie să-l elibereze. 8 de bâte deocamdată, nu acționează, 8 de bâte acționează. Da. Și-ar dori și o întâlnire romantică la un restaurant sau acasă, poate, să stați împreună, da, să vă bucurați de mâncare bună, să vă degustați unul pe celălalt, dar totuși cartea a venit invers. Pentru că încă sunt într-o stare oarecum de defensivă. Murița, Mura, nu vrea să mă asculte. Ce simt față de voi, sunteți, vă adoră, cu 9 de monede vă adoră. S-ar mulțumi și cu această bucățică de cârlionț, o bucățică de cârlionț de la voi. Focul, după cum vedeți, este în spate. Ei sunt foarte, foarte atrași de voi, de independența voastră. Am văzut și mai devreme 2 de monede, este și aici 9 de monede, da? Și regele de spade pentru unii să însemne ceva. Dar nu mă fixez acum, pentru cei care știu un pic de tarot, nu mă fixez acum pe zodii, pentru că nu-i bine să te fixezi pe zodii, ci pe ceea ce simt față de voi. În acest, din punct de vedere erotic. Hai să vedem față de ei. Se luptă. Ce simt față de ei? Ce simt față de ei? Numărul 1. Față de cealaltă persoană. Nu știu de ce se simt dominați sau copleșiți. Nu s-a erotic. Se simt... situația este... interesant. Da. Îmi pare rău, dar eu așa simt. Aș, de fapt, nu-mi pare rău. De ce să-mi pare rău? Am două variante la această interpretare. Am zis că a venit puterea la voi, da? Au venit acum, revine puterea, pe plan erotic, în casa celelalte persoane. Ideea este că, abținându-se în relație cu voi, fizic, erotic și de altă natură, au încercat unii dintre ei, da? Au încercat să aibă o aventură. Posibil să fi rămas, pentru că 3 de cupe, asul de cupe, da, să schimbe situația. Posibil unii să fi rămas în acea aventură cu un copilaș. Și asta îi suportă consecințele. Din acest motiv apar două cărți foarte grele, pline de responsabilități. Dar asta nu înseamnă că nu veți putea fi împreună, rămâne de văzut. Însă, am senzația, așa simt, că din punct de vedere erotic, exact, la capătul setului de cărți, da? Ce apare? 7 de spade, mincinosul, în general 7 de spade, sau cel care a fugit de realitate, a fugit de această dragoste și a dat din... la câmpuț, nu? Cum se zice. Da. Și-a dat seama că de fapt aici s-a păcălit. A căutat o nouă dragoste
un trio, da? Trio, adică au încercat să vă înlocuiască, să schimbe energia și au avut parte de situații grele. Asta pentru că apare mincinosul, apare cavalerul de spade, cel care nu vrea, vrea să primească validarea urgent, cel mai urgent posibil. Și ce mai simt? Al doilea mesaj. Al doilea mesaj, simt că față de cealaltă persoană se abțin, dar se luptă cu cealaltă persoană. Pentru că au aceste două cărți care reprezintă încheiere de cicluri, justiția, separarea, da? Se abțin față de cealaltă persoană pentru că în continuare vor să schimbe și energia. Eu simt că vor să vină spre voi, rămâne de văzut când se va întâmpla, dar de venit înspre voi vor să vină pentru că apare asul de cupe și trei de cupe. Aceste emoții pe care le găsim foarte frumoase aici, da? Vor să manifeste ceva nou. Întâlnirea cu sufletul pereche, da? Flacăra geamănă și să schimbe energia. Iar sunt trei persoane. Dacă v-au lăsat pentru altcineva, sentimentul meu este senzația. Senzația este că vor să vină spre voi. Dar, repet, acest as de cupe poate să reprezinte și trei de cupe, poate să reprezinte o situație din trecut, mai apropiat, mai îndepărtat, în care s-au, repet, s-au luptat cu ei. Da, n-au vrut să acționeze. Au fost defensivi în relație cu voi, au căutat ceva, altceva în afară și au rămas cu responsabilități. În acest moment se luptă cu, după cum vedeți, trei cărți, se luptă cu responsabilitățile, vor să schimbe energia, vor să facă dreptate, să-și facă lor dreptate în primul rând și asta ar însemna să manifeste acest nou început, dar eu am senzația, senzația mea este că ar fi cu voi. Cam atât deocamdată. Cam atât deocamdată pentru că la voi sunt cele mai multe cupe pe partea aceasta. Și pentru că la capătul setului de cărți s-au păcălit și conștientizează acest lucru. Cam asta este, dragii mei. Sper că v-a plăcut. Da? Și mai vedem la următoarele etalări ce alte mesaje mai primiți. Deocamdată, hai să strâng cărțile și să trec la următorul număr 2 și începe cu 22. Trebuie. Hai să vedem, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Am zis că am pus diferite elemente. Acesta cu amarin ar simboliza o relație emoțională, profund emoțională, pentru că reprezintă apă. Dar avem două tipuri de... Interesant, nu? Cum vine? Amarinul ăsta e vibrat de două nuanțe. Ar putea să fie apă și aer, emoții și gânduri. Dar știm bine că, de fapt, gândurile sunt cele care ne influențează emoțiile. Și atunci, nu întâmplător, avem de-a face în viață cu relații între semne de aer și semne de apă, tocmai ca să înțelegem profunzimea acestui fenomen. Gândurile sunt cele care provoacă emoțiile. Cu cât avem mai multe gânduri negative, cu atât și emoțiile sunt negative. Când avem gânduri pozitive, apropo de semnele de aer, care sunt extrem de logice, da? Și de analitice, în momentul în care nu mai analizează atât și se lasă oarecum și în voia celui fără de voie și emoțiile vor fi într-un anume fel. Hai să vedem. Ia, să curăț cărțile. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2? Ce simt față de voi în această perioadă? Ce simt față de voi în această perioadă? Uf, nici nu m-au lăsat să tai cărțile. Sunt prea multe, totuși. Hai să vedem. Așa scur, vor să vorbească. Wow! Da, asta e, le las, pentru că n-am altă variantă. Sunt foarte multe cărți, foarte, adică nu mă așteptam la atât de multe. Normal, aș vrea să iau doar 4. Cavalerul de foc, 7 de cupe, justiția, 6 de foc iar și roata norocului. Trebuie să spun cărțile, n-am cum să nu spun, dragii mei, nu am cum să nu spun.
Interesant. Și la voi. Toate cărțile sunt interesante. Acum, ce simt față de voi? Au fost atrași din prima clipă cu cavalerul de foc. Corsarul. Ați trezit corsarul din ei. Stai, cum era filmul acela cu, vai, cu Johnny Depp pe care l-ador. Pirații din Caraibe. Și personajul era tipa. Voi știți despre cine vorbesc, da? Ei se simt Johnny Depp. Foarte atrași de voi. Am uitat cum o chema pe actriță. Însă, îi atrageți într-o nouă direcție, ca un soi de aventura vieților. Poate că sunt aventuroși unii de fel, poate nu sunt, pentru că apare justiția. Justiția înseamnă și un personaj într-un contract și eventual căsătorit pentru mine. Posibil pentru unii dintre voi să fi fost, zic posibil pentru că sunteți un grup destul de mare și unii să fiți mai maturi și deja căsătoriți în diferite situații care implică responsabilități, da? Dacă acest personaj e căsătorit, este atras ca ce să zic, cu 7 de cupe, este atras în această direcție către voi. Visează la voi zi și noapte, 7 of Mirrors. Visează. Când veți fi împreună, cum vă vor cuceri cu 6 de foc, cum vă vor cuceri și cum vă vor pune pe jar, cum vor călători spre voi și cum vă veți bucura de, vă veți transforma, veți alchimiza tot energia care există între voi. Da? Alchimizare înseamnă transformare, dar nu e vorba doar de asta, este vorba că această atracție teribilă pe care o au față de voi, dar și emoții, chiar dacă sunteți parte din opțiunile lor cu cavalerul de foc și 7 de cupe, probabil, repet, unii să fie aventuroși și să aibă și alte opțiuni, dar voi sunteți altfel. Voi sunteți altfel, îi echilibrați. Și nu doar îi echilibrați, îi stimulați să vină și să vă cucerească și să schimbe ceva în viața lor, în relație cu voi. Asta simt. Și când vorbesc de schimbare, uitați, acum vorbesc, arăt și setul de cărți la sfârșit. Aveți și judecata, Phoenixul, renașterea, îi chemați într-un fel sau altul energia voastră. Felul în care sunteți voi, victorioși, concentrați pe energie, pe schimbarea energiei, pe schimbarea locului, pe altceva, voi aveți alt stil. Un stil creativ care explorează, nu zic musai că sunteți aventuroși, vreți să explorați, să descoperiți lucruri noi despre voi, despre viață, da? Pentru că acest cavaler de foc poate să manifeste senzația de aventură și în alt domeniu. Și atunci, felul în care sunteți voi îi determină și pe ei să meargă, să schimbe ceva în viața lor, să descopere lucruri noi. Am zis că vor să renască într-un fel sau altul. Îi inspirați să se lupte cu ei, da? Și să renască. Să descopere adevărul, asul de spade, da? Să descopere adevărul, să descopere dreptatea, apropo de justiție și asul de spade. Posibil, în această perioadă, să se lupte cu ei, să renască într-o nouă direcție. Dacă au fost aventuroși, vor să fie cuceritori, dar în alt stil, să-și cucerească destinul, să-și cucerească norocul. Eventual să vă cucerească pe voi, pentru că simt că voi reprezintați o persoană foarte importantă în viața lor, care a venit într-un timp în care, chiar dacă pare nepotrivit, era cazul să se manifeste schimbarea, să-și reorienteze energiile și felul de viață. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Hai să vedem ce simt față de ei.
Rămâne de văzut, pentru că dacă sunt într-o relație stabilă cu justiția, dacă sunt căsătoriți, putem să avem și surprize plăcute, neplăcute. Ce simt față de cealaltă persoană? Ce simt față de cealaltă persoană în comparație cu voi? O dată, de două ori și de trei ori. În față, îndrăgostiție, știu că trebuie să se decidă, să aleagă. Regina de spade, am zis că trebuie să se decidă, să hotărească. Regina de spade se gândește. Ia uite. Hai să punem patru cărți. E extra. Am zis că trebuie să aleagă. Hai să clarificăm. Clarificăm, te rog frumos, doi de băte. Conflicte interioare, au conflicte interioare. Nu doar conflicte interioare, clarificăm și 8 de spade, pardon, 8 de spade. Da, 3 de cupe, sunteți cealaltă persoană. Se gândesc tot timpul, când sunt cu ceilalți, se gândesc tot timpul la voi. Ce simt față de cealaltă persoană? Deja... sunt, de cine știe de cât timp. Am zis că vor să schimbă energia, da? Prin roata norocului. Se pare că se confirmă, da? Avem deja două, hai, trei, ba chiar patru cărți care arată tensiunea mentală în care sunt. Tensiunea mentală în care sunt. Am vorbit de semne de aer, se pare că au apărut aici, da? Față de cealaltă persoană. Sunt în poziția în care se gândesc la voi obsedant toată ziua, chiar dacă posibil încă nu au luat o atitudine din cauza conflictelor, stărilor interioare, ce să fac, ce o să zică lumea, ce o să zică vecinii, dar dacă Regina de Spade înseamnă și o persoană care divorțează și o persoană care își comunică adevărul și am vorbit de adevăr încă de la voi, da? Am zis că trebuie să, în relație cu voi, își descoperă adevărul, nevoile emoționale și mentale. Ce simt față de ei? Deja această dragoste pe care o simt față de voi, chiar dacă o țin în spate, o țin în spate, ascunsă, simt. Se străduie să o ascundă în relație cu acest personaj cu care sunt ei acum. Încearcă să se arate rațional, cum am zis. Ține ascuns această dragoste, dar noaptea, dar eu cred că și ziua, am zis, visează la voi. Sunt obsedați de această întâlnire cu voi, cu sufletul pereche. Și dacă, pentru unii, clar, nu cum e dacă, e sigur, justiția este prezentă, Regina de Spade este prezentă, pentru unii sunt cam pe pragul să, pe prag, da, sunt la trecerea dintre cele două energii, da, energy shifting. Vor să schimbe situația în care sunt. Privesc, de fapt, înspre voi. Sunt cu ei, dar privesc înspre voi. Sunt atrași să meargă băta care este detașată. Este exact aici la voi, cavalerul de foc, corsarul. Voi îi faceți să fie corsar, corsar sau pirați, da. Îi chemați într-o nouă direcție în care poți să descopere emoții, victorii, da, diferite chestiuni, da, despre ei, povești. Stai că era un citat foarte frumos, da, din Rumi. Zice, nu mai privi, și-l aplic aici, nu mai privi la poveștile altora de viață, ci descoperă-ți, unfold your own story. Descoperă-ți povestea ta. Asta este, îi chemați
să se descopere. Din punct de vedere sentimental, posibil și erotic, cu cavalerul de bâte care a început chiar din prima, da? Și nici n-au așteptat, da? Să tai cărțile. Uite așa, ce simt față de ei. Eu am senzația că toate gândurile și emoțiile sunt la voi. Sunt la voi. Dar trebuie să iasă dintr-un mental, dintr-un blocaj. Dintr-un blocaj. Eventual se simt legați de acest contract și nu știu cum să iasă, pe de-o parte, dar știu că trebuie să iasă. Încă nu știu, dar știu că trebuie. Știu că trebuie. Da. La capătul setului de cărți, ceau? Iată, regina de monede pentru mine reprezintă soția sau persoana karmică. N-am nimic cu regina de monede, dar în acest context, când vorbim de relații, da? Reprezintă soția sau mama. Energia care oferă stabilitate fizică, financiară, dar se pare că întâlnirea cu voi, întâlnirea nu e karmică, întâlnirea de destin dintre voi doi, îi cheamă într-o nouă direcție. Voi aveți victorii, voi aveți un fel de a atrage atenția. Nu doar a lor, ci și a altora, da? Și vor să iasă în această senzație de... Da, au abundență, dar e o senzație de stagnare. Mă mir că n-a apărut spânzuratul, da? Iar apare 4 de cupe, încă, da? 3 de cupe aici. Adică faptul că a venit atracția, a venit dragostea, când nu se așteptau, când poate se plictiseau, poate că sunt depresivi deja în această relație. Țin în secret faptul că voi sunteți independenți sau încrezători și chiar dacă nu sunteți independente, aveți acest nou, dorința de a explora. Dar clar, eu am senzația că țin în secret faptul că își doresc o relație cu voi. Sunteți aici voi, 4 de bâte. Dar sunt și puși să aleagă între relația stabilă, da? Între relația stabilă, mama copiilor și această dragoste. Nu e doar atracție fizică, este și dragoste. Chiar dacă au venit cărți destul de mici din punct de vedere emoțional, sunt mici pentru că ei acum se străduie, se gândesc, încearcă să-și anuleze emoțiile și să se gândească ce acțiuni să... Da, cum să acționeze? Cum să se lupte? Pentru că vor să aibă victorie. 5 și 6. 5 și 6. Vor să aibă victorie. Cum să devină ei corsar, să vă fure, da? Răpirea din serai, să vă fure, să fiți doar ai lor, când ei sunt doar în doi de bâte, stau pe loc și se uită. A, își fac planuri, da, într-adevăr, își fac planuri cum să vină spre voi. Își fac planuri. Dar, știți cum, anumite persoane își fac planuri mai greu. Hai să vedem energia. Da, energia intimă, erotică dintre voi. Energia erotică dintre voi, dragii mei. Cei care ați ales numărul 2. Ce simt față de voi din punct de vedere erotic. Da, uite, cu 3 de cupe, mulțumesc de inspirație, își doresc. Aproape obsedant. Rămâne de văzut cum își fac ei planurile și cum reușesc să le pună în acțiune. Își doresc să petreacă sărbătorile, măcar, nu știu, să aveți câteva momente de sărbătoare, cu 3 de cupe, de sărbătoare împreună. Mm-hmm. Simt față de voi, uite ce au picat astea.
Mă întrebam dacă să le iau sau să nu le iau. Dar se leagă, vedeți, îndrăgostiții sunt aici, îndrăgostiții sunt și pe partea cealaltă, adică voi sunteți în viața lor, chiar dacă ei sunt în cuplu, sunt cu cineva, voi sunteți deja ca și vibrație în viața lor, în sufletul lor, în mintea lor tot timpul. Ce simt față de voi? Sunt îndrăgostiți. Dar, iar, vedeți cum se întrepăturând cărțile și în energia erotică pe care o simt față de voi, apare importanța deciziilor. Doi de băte, da? Doi de băte, doi de băte, doi de monede, iar un doi, ce iau? Alba sau neagră? Asta înseamnă alba sau neagră. Îndrăgostiți iar. Pe cine aleg? Varianta karmică sau sufletul pereche? Persoana care mă atrage sau persoana care e plină de vulnerabilități, de... Da, ce simt față de voi din punct de vedere erotic. Dragii mei, dragile mele, nici măcar nu sunteți îmbrăcați, dezbrăcați, pardon, sunteți îmbrăcați încă. Adică, cu alte cuvinte, nici nu v-au cunoscut foarte bine și se simt foarte atrași. Da? Ia uitați, foarte atrași. Se pare că acest Cupidon înspre voi țintește. Înspre ei, dar ca să se îndrăgostească față de voi. Cealaltă persoană este o persoană crispată. Sunt în preajma unei persoane crispate. Poate că e gelasă, poate că îi lipsește acel quelque chose, acel ceva. Rămâne de văzut, variază, dar e o persoană crispată, cel puțin în acest moment. Doi de monede sugerează că sunt foarte atrași de voi, în mod special de spate, dar... Nu e vorba doar de asta. În primul rând, mirosul vostru, felul în care vă mișcați, faptul că nu le mai acordați atenție, e o problemă. Îi provocați să aleagă. Îi provocați să aleagă. Dar nu știu cum să vă abordez. Dacă sunteți persoane, și cred că unele dintre voi sunteți persoane care atrageți atenția cu șase de bâte, care aveți victorii, am zis, că nu știu cum să vă abordeze, cum să vă cucerească. Când voi vă... Interesant. Unele dintre voi, dragile mele, deja vă cunoașteți direcția în viață și vă uitați înspre steaua voastră, înspre destinul vostru și atunci cum să vă atragă atenția? Aici este problema acestui personaj. Cum să vă atragă atenția? Vor să vină. Da? Să aleagă. Să vă aleagă, pentru că vă asemănați, sunteți amândoi războinici, în ce sens? În multe sensuri, da? Exploratori. Da? Există tentația, mărul este deja mușcat. Flacăra s-a născut între voi. Însă, aici este. Sunt într-o relație patru de monede karmică. Pentru mine că patru de monede reprezintă relație karmică, tradițională, căsătorie cu justiția, da? Și regina de monede pe care am văzut-o aici. Posibil. Acolo, lucrurile sunt destul de plictisitoare. După cum am zis mai devreme, persoana cu care sunt nu este foarte deschisă, dar ei sunt atrași de voi. Măi, dar ce sunt atrași de voi? Simt nevoia să mai trag o carte? Ia să vedem ce mai e aici. Da. Se luptă. Uite, se luptă cu această pasiune și această 10 de cupe. Emoțiile intense, dar și fricile, și fricile și gelozia. Au o persoană geloasă sau sunt foarte geloși? Că voi sunteți bine, că voi sunteți frumoși, bine, așa zic ei. Da? Dar, ia uitați, ar veni din spate, încă n-au curajul să vină din față, dar aici este, trebuie să-și facă curaj. Trebuie să-și facă curaj să vorbiți față în față. Măi, tu ce alegi? Ce faci? Care e ideea? Ce se întâmplă între noi? Hai să vedem și energia dintre ei. Cealaltă persoană. Wow! Wow! Prima a venit 5 de cupe. La ea acasă. Am zis că cealaltă persoană e crispată. Tot încearcă să o împace, dar persoana respectivă nu... Sunt niște blocaje erotice. Wow, ia uitați ce cărți au venit.
Au venit ele fără să le mai tai. Ia uite, regina de spade. Regina de spade. Față în față cu regele de spade. Asta ce înseamnă? E o relație foarte mentală. Destul de glacială. În acest context, aș putea să o descriu altfel, dar în acest context este o relație posibil că dacă sunt la distanță, dacă apare o distanță din diferite motive, posibil să discute mai mult online, dar, da, chiar cu acest personaj. Dar, cine o fi acest personaj? Posibil să fie online relația și să se fi săturat de relații online, pentru că 5 de cupe, 9 de spade, 5 de spade, iar 5, 5, l-am văzut și 5 de bâte, trebuie să spun, da? 3 de spade și aici a apărut un 4 de cupe, trebuie să spun, trebuie. Posibil pentru unii și acest personaj i-a trădat cândva. Și din punct de vedere erotic, greu mai iartă. 5 de cupe, teoretic, este într-o stare de regrete. Așteaptă unul. S-ar putea ei, dacă sunt băieți, bărbați, încearcă să împace situația. Dar nu prea merge, măi, nu prea merge. Nu prea merge. Încearcă să se mai bucure de ce s-au bucurat cândva, dacă s-au bucurat vreodată. Dacă s-au bucurat vreodată, interesant cum a venit mesajul. Dar există o crispare teribilă. O crispare. Nu știu dacă oamenii ăștia au făcut vreodată dragoste împreună, dar în această perioadă sigur n-au cum să facă dragoste și mă și îndoiesc că ar face ceva. Pentru că acest trei de spade mi-arată că ei de fapt se gândesc la voi. Am zis trei de cupe, trei de spade. Aici sunteți voi, în mintea lor, în fanteziile lor. Și acest personaj simte. Simte, ascultă muzică și se gândesc la voi. Poate chiar mai fac și alte lucruri, știți cum? Mai fac unii oameni. Da, se autostimulează cu gândul la voi. Dar asta e. Puh, wow! Wow! Ce să zic? Eu țin cu voi, că voi sunteți ai mei. Sunteți vizitatorii mei. Hai să vedem. 4 de cupe, clarificăm totuși. Aici, 4 de cupe. Simt nevoia să-mi clarifici. 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe. A vrut și totuși n-a făcut. Ei, ce e? O carte. Asta e regina de monede. Și asul de bâte. Ei vor să fiți căsătoriți împreună. Ce simt? Își doresc să fiți împreună, să fiți voi soția lor, pentru că pe voi vă adoră, da? De cealaltă persoană e plictisită, i-am zis, este crispată. Și am zis, voi chiar dacă nu sunteți vulnerabili, nu vă cunosc suficient de bine, măi, dar este ceva. Poate ați avut părul cu albastru, cu mov, cu griuri, cu, nu știu, aveți un fel de a fi. Și nici nu trebuie să vă fi dezbrăcat musai prea mult în fața lor. Acest personaj tentant este în imaginația lor. Știți? Ce simt? Tasul de bute, ia uitați. Aici este. Simt, vor să fiți împreună. Simt că sunteți posibil, flăcări, gemene, suflete, perechi. Vor să ardă de pasiune, da? Împreună. Acolo este doar cenușă. Aici sunteți voi. Într-un foc al vostru. Vor să renască, interesant, da? Phoenixul renaște din foc, da? Voi le dați putere și îi provocați să-și regăsească puterea și adevărul. Aici este. Deocamdată urmăresc. Iar decizii. Da. Iar decizii. Pe voi vă... Ce simt, regina de monede? Tot frigul în care trăiesc în cealaltă relație
Rămâne în depărtare în momentul în care sunt cu voi. Am zis, există o pasiune, există un foc, dar și un sentiment de stabilitate și de vor să creeze ceva durabil împreună. Pe voi vă văd valoroase, sexy, senzuale. Într-un fel sau altul, nu musai dominatoare. Că aveți o altă încredere în sexualitatea voastră față de cealaltă persoană. Altă încredere. Ar vrea să aibă, să aveți copii, eventual, da? Să aveți momente de tandrețe. Da, cam asta e deocamdată. Mai vedem ce alte cărți vor apare de-a lungul timpului, dar ce simt față de voi versus cealaltă persoană. După cum vedeți, în aceste de cărți, în acest număr, chiar au fost foarte clare diferențele dintre voi și mai ales la nivel erotic. La nivel erotic. Ok, ok, dragii mei, sper că v-ați răspuns la multe întrebări, da, dubii pe care le aveți. Și hai să trecem la următorul număr. Cei care ați ales această steluță, știți că steluța înseamnă vindecare, dar poate că unii dintre voi atrageți atenția, ori voi, ori cealaltă persoană. Persoană publică pentru mine înseamnă steaua. Dar interesant cum vine mesajul. Rămâne de văzut ce veți face voi de sărbătoare, pentru că această stea reprezintă pentru mine și momentul de sărbătoare pe care ne pregătim să-l celebrăm, nu? Să-l celebrăm. Hai să vedem, dragii mei. Azi, pentru că e roșie, e multă pasiune, mulți clipici, culipici. Hai să punem steaua în poziție benefică, da? Știți că dacă vreți să manifestați pentagrama, steaua în poziție benefică, trebuie să o țineți în orice decorațiune cât puteți, cu vârful în sus. Altfel manifestă, ce? Diavolul, pentagrama varianta negativă. Așadar, hai să vedem. Curăț cărțile pentru numărul 3. Hai să le curăț și pe acestea înainte. Deci, dragii mei. A, interesant. Poate este o situație și la distanță între voi. Rămâne de văzut această distanță dacă se va reduce. Deci, ce simte față de voi acest personaj odată? De doi. De trei ori. Tai cărțile. Simte față de voi. Faetonul, a zis o distanță, vrea să vină. Ați vrea să veniți sau să vină? Faetonul, the hunter. Wow, asul de spirale, îmi place. Șase, iar simbolul căsătoriei. Nu mai călătorie, dar poate că la un moment dat, cândva, ce frumos ar fi pentru unii. Dacă vă place să vă doriți să fiți căsătoriți. Dar ideea e, da? Două cărți care reprezintă călătoria. Am zis că e distanță. Dar își face griji. Vă faceți griji. Aș vrea să-mi clarifici. Clarificăm nouă de... Nouă. Ia uite, sunt blocaje. Am zis că e distanță. Sunteți online. Unii dintre voi vă întâlniți mai mult online. Mai dăm o carte. Posibil unii să fiți căsătoriți, cumpăratul, să aveți o poziție importantă. Da? Tradiția, jobul, banii să fie importanți și să fie parte din aceste blocaje care vă îngreunează relația. Însă se dorește un nou început. Asul de spirale. Am zis că s-ar putea să fiți căsătoriți. Marele preot, luna și trei de cupe. Interesant. Mare preot înseamnă contracte, tradiții.
Într-un fel sau altul, și împăratul e o figură tradițională. Dar ce simt față de voi? Aș vrea să pun deocamdată și cărțile față de cealaltă persoană. Așa simt nevoia. Interesant, față de cealaltă persoană a vrut să-mi apare 5 de monede. O pun deoparte. 5 de monede care înseamnă o senzație de singurătate. Ia uite, tot sar cărțile. Atunci o să le pun. Asul de monede, judecata. Mai dăm o carte, ia uite. Sunt într-o situație în care trebuie să aleagă. Să aleagă între voi și cealaltă persoană. Posibil este iar un moment în care, o perioadă în care se vorbește mai puțin. Mai dăm o carte pentru numărul 3. Regele de cupe a venit. Wow. Interesant. Că și aici apar blocajele în călătorie și luna, secretele. Bine, dacă nici aceste cărți nu reprezintă triunghiurile amoroase, care ar mai reprezenta, da? Sunt conflicte, sunt gelozii legate de un suflet perechi. La distanță. Lumea. Am zis de lume? De distanță. Dar o să mai clarificăm. Deci am zis, de la început a venit 5 de monede. Se simt acolo, în relația aceea singur. Posibil, personajul cu care sunt are tendința de a face pe victimă, de a cere tot timpul ajutorul, de a avea nevoie tot timpul de ajutor și cred că s-au săturat. Deși se pare că și acolo vor să... Interesant cum vine mesajul, dar vor să refacă ceva. Judecata. Da, judecata. Să se împace dintr-un punct de vedere, să recreeze ceva, dar e vorba mai degrabă de stabilitate financiară. De stabilitate financiară. Știu că față de cealaltă persoană, nu știu, simt nevoia să-i susțină financiar pe ceilalți. Ce reprezintă cealaltă persoană? Că este o cunoștință. Poate că rămâne de văzut dacă la energia erotică se va simți ceva, dar e o situație care scârție acolo. Din punct de vedere financiar, chiar și erotic. Dacă au fost înșelați de acest personaj sau ei au înșelat acest personaj, s-a întâmplat din cauza că relația acolo nu este caldă. Nu are bază spirituală. Deși se pare că în această perioadă încearcă să recreeze ceva. Și din acest motiv, interesant, da? Responsabilitățile pe care le au față de acest personaj apar sub forma împăratului în partea voastră, în departamentul vostru. Și aceste responsabilități a cuibului, da? Față de copii sau, eu știu, din ce motive se simte responsabil, pentru că o victimă, au în viața lor o victimă. O persoană, o să folosesc cuvântul pentru că este foarte important. Nu vorbesc de handicap fizic, deși e posibil să existe persoane cu handicap fizic în viața lor și atunci, da, se simt responsabil să-i ajute financiar. Dar eu nu vorbesc de handicap fizic, musai, ci handicap emoțional. Oameni care cer tot timpul ajutorul și s-au cam săturat, au nevoie de pasiune, au nevoie să meargă înspre personaje care îi aprind. Asul de spirale este aici, pe partea voastră, da? Oameni care îi inspiră, asul de spirale inspiră, da? Oameni independenți, oameni puternici, oameni care au victorii, faetonul. Este o persoană victorioasă, steaua. Este o persoană, iar, care inspiră, ca și asul de spirale, care vindecă multe persoane, se vindecă pe sine și cunoaște misiunea. Cu alte cuvinte,
steaua, este persoana care are e un narcisist aici, în partea cealaltă. Este o persoană care cere tot timpul atenție, ajutor financiar și eventual și de altă natură, da? Deși de altă natură mă cam îndoiesc. Acest personaj are tot timpul nevoie, da, de două băte. De energia sa și a altei persoane, eventual a două persoane. Da? Pentru că nu se poate susține singură. Da, posibil, cu regele de cupe, din dragoste, regele de cupe reprezintă dragoste necondiționată pentru mine. Am senzația că este o senzație, o relație mai mult bazată pe compasiune, pe milă. Așa simt, pe milă. Așa simt. La voi există pasiune. Sunt atrași de voi. Faetonul, asul de cupe. Dar iar există o distanță despre care am vorbit chiar de la început. 6 de spade. Încearcă să se detașeze de această pasiune eventual și încercând să se detașeze de această pasiune, intră iar în 9 de spade. Intră într-o stare de stres, de griji. Și creează aceste blocaje pe care le văd și într-o parte și în alta. Deci există niște blocaje la voi. Și blocajele sunt în primul și în primul rând datorită responsabilităților acasă. Poate că n-au pe nimeni, de fapt, acești oameni și au responsabilități acasă. Au de crescut, de îngrijit un părinte, un frate, o soră sau eu știu pe cine au, nu știu, oameni. Da, oameni care le cer bani. Da, poate n-au pe nimeni. Iar variază. Dar au un sentiment de empatie, de compasiune față de mulți oameni și se simt obligați să ofere, să ofere. Și din acest sentiment de milă față de victimă, așa zisă victimă, da? Își pun și în această relație. Deci își pun blocaje în calea misiunilor, într-o formă sau alta, misiunii față de, eu știu, de fapt, care e cuvântul? Misiune, nu. Expansiune, da, mulțumesc. Misiunea lor implică expansiune fizic, călătorii, descoperiri, transformări, dar au parte de blocaje. Pe lângă blocajele care au mai fost, da, de un an și ceva, își adaugă prin aceste situații, da, își adaugă. Aș vrea să-mi clarifici regele de cupe, totuși. Clarificăm, ia, invers să fac. Clarificăm regele de cupe. Ia uite. Dar vor să închidă acest... Da, ar vrea... Să scape și ei de acest ciclu. Mai dăm o carte. Marea preoteasă. Uf, secret. Încă una. Da. Deocamdată. Da. În primul și în primul rând trebuie să renască. Trebuie să renască. Să se vindece. Și să pună capăt acestor legături foarte profunde. Dar pentru asta, spânzuratul, stagnare, situație care ține pe loc, am zis, e un personaj care, cu casa 12 a peștilor, probabil că au, pentru unii, nu pentru toată lumea, au pe cineva care nu se poate deplasa sau cu probleme locomotorii, da? Sau probleme de sănătate ciudate, în fine, da? Și vor să ajute. Poate să fie și un cățel, cum este la mine Nera, da? Și atunci se implică în chestiile astea și nu mai au timp, să zic, de atracția pe care o simt față de voi. Față de voi simt atracție, simt dorința să vină, va și așteaptă eventual. Dacă există o distanță între voi, vă așteaptă eventual să-i salvați. Interesant cum vine mesajul. Să-i salvați în această situație în care sunt 9 de spade, 10 de spade.
Da, în care se luptă singur, stau, dar, pe de altă parte, știu că trebuie să rănească din punct de vedere spiritual. Unii, depinde, nu toți sunt la acest grad, dar unii se pare că sunt chemați. Chemați, repet, să-și extindă această impasiune, impasiune, mamă. I-am combinat empatie cu compasiune, dar merge. Știi, am scurtat un pic exprimarea. Da, să-și extindă această compasiune și empatie și față de alte persoane. Dar deocamdată trebuie să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă și au de reechilibrat financiar. În primul rând trebuie să se reechilibreze financiar și apoi să renunțe la această stagnare și să se vindece. Nu știu acum pentru cine citesc la numărul 3, dar nu e o situație prea grozavă nici pe partea asta. Dar, repet, pentru unii își doresc eventual să veniți cu faetonul și să le oferiți voi stabilitate, că au obosit să fie alături de oameni vulnerabili și să-i ajute tot timpul pe ceilalți, să-i susțină tot timpul pe ceilalți. Au nevoie și ei de o susținere din partea cuiva. Așa am senzația. Ce cărți. Așa am senzația. Și merită. Dacă sunt așa cum i-am descris aici, merită. Și cred că unii sunt. Că nu întâmplător citesc. Ia uite, văd și steaua iară. Hai să vedem, din punct de vedere erotic, ce simt față de voi în această perioadă. Nu, cât am mai vorbit. Ce simt față de voi în această perioadă. Aici este. Regele de cupe sunteți voi. Deci asta este. Vor să renască din această situație. În primul rând să se echilibreze financiar. Nu știu dacă așteaptă de la voi ajutor financiar posibil. Să fiți protectorilor. Ia uite, turnul. Să se dărâme acest, dacă e un triunghi amoros, să se dărâme acest triunghi, da? Dar, posibil, unii chiar ar avea nevoie de un pic de susținere financiară, pentru că par oameni, nu știu, par oameni, așa simt. Par oameni buni. Regele de cupe apare aici. Înseamnă că vă reprezintă pe voi, da? Am avut tendința să zic, dar am lăsat să primesc mai multe confirmări în această direcție. Oh, da, iar luna, poate sunt două relații. Luna îmi spune că ar putea. Luna apare și aici, da? Lângă Marele Preot și Luna. Marele Preot reprezintă tradiții, familie, religie, luna, educația maternă și apare luna și aici, da? Iar conflicte, jocuri mentale, posibil unii să aibă probleme cu mama. Da? Și vor să se dărâme turnul, da? Să se dărâme această. Situație. Pentru că este foarte neplăcută, foarte grea. Cu turnul își doresc să veniți într-un mod neașteptat. Da? Le faceți o surpriză. Ce simt din punct de vedere erotic față de voi? Regele de cupe, dragoste necondiționată. Simt că puteți să le oferiți protecție, tandrețe. Sentimentul de familiaritate este prezent. Dar este, vedeți, împăratul cu regele de cupe. Este un sentiment că voi sunteți puternici sau ar putea să fie vulnerabil, interesant. Nu știu, vedeți ce simt ei, nu că poate nu sunteți așa, dar ce simt ei, interesant. Trei de monede, da. Susținere, au nevoie de susținere financiară, dar acum vorbim de energia erotică, da? Au nevoie să fie susținuți, apreciați. Băi, dar de ce îmi vine să plâng? Fac! Puh! Puh!
Temperanța. Au nevoie și de vindecare. Să o iau de la zero. Vor să își doresc. Asta simt. Să o luați de la zero și să vă vindecați unul pe altul. Că și ai, aoleu, cu steaua și vindecare. Vai, și îmi vine să plâng. Uf. Au nevoie să fie și apreciați. Vai, dar de ce îmi vine să plâng? Știu că există niște conflicte. 5 de băte. Posibil. Să fie personaje geloase în viața voastră, în viața lor, știu. Da? Dar ia uitați la capătul setului de cărți, 9 de cupe. Da? Așteaptă de mult timp cavalerul de bâte. Da? Un cavaler, eu știu, o sirenă, da? Să-i salveze într-un fel sau altul, măcar din punct de vedere emoțional, erotic, da, și financiar. Dar nu musai, nu cred că se bazează, pentru că se pare că încearcă să-și construiască ei stabilitatea financiară și eliberarea de situațiile acestea foarte neplăcute. Dar își doresc, da, ar fi frumos, nu doar să le oferiți sex, tandrețe, ci să le fiți protectori. Dar știu că vor fi, dacă veți fi, când veți fi, nu că dacă, când veți fi împreună, ia uite, aici sunteți voi, iubindu-vă, da? Cu drag, cu tandrețe, iubindu-vă, nu făcând sex, da? Iubindu-vă unul pe altul, există un personaj posibil, acesta vulnerabil sau altul, cel care, da, uitați, conflictele acestea, care sunt, da? Un personaj gelos, care ar putea să pună pețe în roată. 9 de spade, 9 de băte. Poate și din partea voastră să fie personaje geloase, nu doar din partea lor. Dacă unul dintre voi este persoană publică cu steaua, sau are această capacitate deosebită de a vindeca, probabil că este dorită și de alte persoane. Și clar că există și concurență. Ce sare? Ah, interesant. A vrut un mod special să sară 7 de monede. O pun la mijloc între voi. Este o așteptare. Așteptare și soarele. Se așteaptă împlinirea, întâlnirea dintre voi doi, soarele și luna. Vă, interesant, foc și emoții. Apare chiar de aici foc și emoții. Vă completați din punct de vedere energetic. Dar așteaptă soarele, așa simt să zic, așteaptă să vină soarele pe strada lor, în patul lor, în sufletul lor, soare în suflet, da, da. Eventual, după cum arată cărțile, vă așteaptă pe voi să le aduce soarele, steaua, luna. Romantism, cu regele de cupe, romantism. Ce simt față de cealaltă persoană? Ce simt față de cealaltă persoană? Mărița, vezi că faci gălăgie. Ce simt față de cealaltă persoană? Ce simt față de cealaltă persoană? Nu prea vor să... Acum? Nu vor să vină cărțile? Ce simt față de cealaltă persoană? Pentru unii, pentru că nu vor să vină nicio... Ori de cupe, uite că a venit. Posibil să nu aibă pe cineva. Acum, 8 de cupe, resping, da? Ia uite, 10 de spade. Mai, 10 de spade. E a doua oară când apare 10 de spade. Sunt profund dezamăgiți. Sunt profund, poate au fost trădați cândva. 8 de cupe, resping. Ofertele erotice, cel puțin din partea asta. Dacă nu, și din alte părți. Am zis, vin cărțile. Era să zic că nu au pe nimeni. Posibil unii să nu aibă pe nimeni. Vreau să sară, ce simt față de cealaltă persoană? Vor să meargă înspre dragoste față de ei înșiși. Da, uite. Regele, regina de cupe. Și diavolul. Mai, eu simt că iar se întrepătrund energiile, că de-aia așteaptă. Așteaptă, vă așteaptă pe voi. Vă așteaptă să veniți. Să le aduce soarele. Există și o oarecare obsesie sexuală. Apare împăratul aici. Ar putea să vă reprezinte pe unii dintre voi. Da?
și 5 de monede între diavol și între împărat. Trebuie să spun cărțile. Asta înseamnă o tăcere. 5 de monede, interesant. Exact problema asta. Am vrut să zic, posibil să fie obsesie sexuală față de voi, dar dorința de a vă vindeca, regele și regina de cupe, i-au învățat să fie în această energie plină de compasiune și au nevoie de cineva care le oferă, iar îmi vine să plâng, să le ofere compasiune și empatie și dragoste adevărată, așa cum merită. Așa cum merită. Scuzați-mă. 5 de monede, nu știu de ce vine să plâng, 5 de monede și diavolul poate să reprezintă o persoană, iar obsedată de ei, care e karmică, foarte toxic, foarte toxică în viața lor, pe care încearcă să o respingă. Încearcă să o respingă, au nevoie de regele și regina de... Da, regele, regina de cupe, regele de cupe apare și aici. Voi sunteți persoana de care au nevoie. Ce simt față de cealaltă persoană? Am zis că oferă compasiune. Dacă au fost cândva, eu știu, acum nu mai sunt. 8 de cupe nu mai sunt. Ia uitați, resping, 7 de bâte. Sunt defensiv din punct de vedere erotic față de cealaltă persoană, dar când au fost din compasiune față de ei, sentimentul acesta de maternitate, hai să înțeleg, hai să ofer dragoste și n-au fost folosiți. Au fost, da, aia. Bine să plâng, îmi cer scuze, o să închid. Cred că v-ați luat mesajul, o să închid. Etalarea, vă doresc pace, dragoste, creștere spirituală, ne mai auzim, papa, m-ați făcut, m-ați...